Bună ziua, e 9 aprilie 2024, sper să nu greșesc data. Noi avem niște schimbări climaterice, ne-am obișnuit și în România, tot la fel, da? De la o zi la alta schimbări de 10 grade, deci am avut acum de 2 zile 27 de grade, parcă, și astăzi au fost 12-13 cu vânt, frig, deci cu vesta pe mine, să nu vă mirați de ce, acum s-a mai lăsat vântul și pot lucra și eu mai liniștit. Urgența care a fost? Eu am cântarele astea pe stup și am văzut că nu e suficient catul pe care l-am dat, că deja e plin, undeva la un plus de 15-20 de kilograme e de când a început, acum sunt 4 zile, cred că, culesul, dacă nu mă înșel. Și atunci am venit să mai dau câte un cat și cu ocazia asta bag și ramele creditoare, că n-am apucat efectiv să le dau mai repede. Vedeți, zborul e zero, albina e toată în stupi, la mine îi acum spart cuibul cu catul ăsta unde strâng miere, jos un cuib pe două caturi, sus un cuib cu un cat, două măci deocamdată, le-am lăsat așa, despart cuiburile ca să fac un magnet de 2 sus și să nu stea 2 caclaie peste grămadă ca să le vină idei de roit. Să vedem cum funcționează anul ăsta ideea. Bun. Intru la treabă. Nectar proaspăt. Ramă porboci.
Cam așa arată familia, e plină de albine, nu-mi fac probleme că i-am spart cuibul ăsta pe trei caturi cu un cat de strânsură. Bun, verificare de boci. Albinuțele sunt rele, deși de obicei sunt cu minți, dar acum sunt toate aici claie peste grămadă. Mai și vorbesc pe lângă ele. Am găsit o botcă însămânțată, am curățat-o. Nu mi-era mie frică degeaba că-ți blocați cu miere, fiindcă ați văzut, chiar au făcut o botcă și acum ia să ne uităm să vedem dacă pot să vă arăt aici de desubt, să vedem cum stăm cu cu mierea. Epa. Complicat. Ia să vedem. Totuși. Ce vedeți dumneavoastră aici? Nu știu ce se vede. Aha. Nu-i foarte, foarte plin. Am văzut mai prin altele. E miere până jos, dar nu-i foarte, foarte plin. Se udă de alt așa când introduc pe aici, dar... E extraordinar de mult. Și nici nu-mi place foarte, foarte tare, fiindcă... Nu, vedeți, deci e miere, nu-i foarte, foarte plin, dar catul totuși, dacă jos e așa, înseamnă că e plinuț. Îi punem altul și sperăm să se redreseze, că nu mi-a plăcut că am găsit botca aia acolo. Acum, la prima... La prima botcă nu mă speru foarte tare, că n-or fi multe și am curățat-o. Dar dacă începe să facă bot serios, e nasol. Așa. Caturi pregătite de la depozit. Aranjez un pic ramele, că am 10 în loc de 12, le înțeleg mai late. Așa. Și acum să punem peste. Sper să... Da, cred că merge. Ăsta îl simt greu
Și cântarul zice: bun. Cam asta e lucrarea de astăzi. Deci chiar și la stup din astea așa înalți, teoretic se poate lucra destul de repede dacă știi ce faci, unde vrei să faci. Acum eu cu dumneavoastră tot am mutat camera, tot le-am mai supărat, dar de obicei intervențiile sunt rapide, dacă sunt situații de astea cum e la rapiță, dacă e frig, repede un pic de fum, te-ai rezolvat acolo, mergi mai departe. No. Cam asta e situația la mine, deci deocamdată încerc să le țin cu două cuiburi, tocmai pe ideea ca să despart un pic doicile, deci îmi rămâne aici partea principală cu matca tânără. Aici va fi familia de bază care rămâne, la salcâm precis voi fi numai cu o matcă în stupi. Și a doua matcă am lăsat-o aici urcată sus, ca acum vom face spargerea asta cuibului cu ramele astea care le vor umple cu strânsură. Și sper, uite, le dau și clăditoarele, trebuia să le dau foi, dar nu le-am avut pregătite. Na, vedem, să sperăm că le ținem cum trebuie din roit. Cam asta e situația la mine. Și asta fac. Mi-am făcut planul de reducere a stupilor de producție. Anul trecut am avut 16, anul ăsta rămân cu 8, 4 și 4. Ăla e un pic mai mic, nu i-am dat acum cat. Acum abia ce am început să lucrez. La asta am decis să nu-i dau cat, n-avea nevoie. În rest, cred că toți sunt cam la fel cu puterea și o să primească al doilea cat la rapiță. Am dat caturi la roiuri, la ce a rămas după ce am vândut câte un roi, fiindcă erau acele bărbi, le știți și dumneavoastră. Le-am dat câte un cat de strânsură, ele acum va ecluziona din puiet, nu vor avea de îngrijit alt puiet nou și efectiv vor strânge în acele caturi de strânsură. Și aici am turnurile astea cu câte o matcă bătrână valoroasă fiecare, am mai dat câte un cat gol pentru extinderea cuibului și aici am băgat o gratie Hahnemann și am mai dat un cat și pentru o strânsură și astea vor strânge cu siguranță, aici poate mai dăm un cat. No, cam asta e situația la mine. Vă salut și spor tuturor. Știu că a început bine rapița în sudul țării, sunt culesuri bune, lanuri foarte mari, eu n-am lanuri foarte mari aici, dar nu-i nici rău tare. Am avut un 5,9 chiar în prima zi, stupul ăsta care, exact la care ne-am uitat astăzi, dar acum apare așa un pic, trebuie să vină o zi caldă ca lumea de cules ca să-l scoată din letargia asta și gândirea asta de înspre roit cumva orientat, din păcate. Ați văzut că am găsit o botcă. Ce mai fac? Încep să-mi scriu pe capace. Și scriu informațiile astea de roit. Nici aici va veni 9 aprilie, botcă. Ăsta n-are nimic, pe ăsta am scris și pe ăsta găsisem două bucăți. Vedeți acolo. Bine, bun. Cam asta este. Sănătate multă și numai bine!